Bună dimineața! Opa! Lovesc tot, dărâm. Acum să urcă șoberii, să-mi dărâme camera. Evident că nu se poate abține. Hai, sari, așa. Astăzi este 2 decembrie și bine ați revenit la cel de-al doilea Christmas vlog. Vreau să vă spun, înainte să începem să facem mai multe lucruri, faptul că este primul Christmas vlog pe care îl fac. Și, na, bineînțeles, nu știu dacă o să filmez 24 de zile sau 25 cât se filmează în fiecare zi sau cel puțin chiar dacă o să filmez, nu știu sigur dacă o să și le editez și o să-l postez în aceeași zi, dar cert este că am voință și interes să filmez în fiecare zi, așa mi-am propus, măcar anul ăsta să zic jumătate să duc la bun sfârșit, după care la anul și mai mult, la anul și mai mult și așa mai departe. Ați urmărit clipulețul anterior. V-am spus că aici în orașul nostru este o așa ca o cabină telefonică în care oamenii merg și pun lucruri, le donează în afară de câteva lucruri, vorbind aici de mâncare, haine și cred eu că electronice. Nu avem voie să punem astfel de lucruri în cabina respectivă. Dar în rest putem pune tot ceea ce vrem. Și am dus și eu o sacoșă cu câteva decorațiuni de toamnă de care nu mai aveam nevoie, câteva lucruri făcute de mine și așa mai departe. Și am luat câteva lucruri și eu. Duci un lucru, iei un lucru, duci două lucruri, iei două lucruri. Așa că am luat și eu. Am luat niște vâsc din ăsta de plastic, adică e plasticat așa, sunt mai multe bucățele, imediat vă arăt, aici le-am pus într-o sacoșă că pisicii distrug tot, sunt mai multe bucăți, vreau să le pun într-o vază din asta micuță, am două, trebuie să găsesc pe aia, să o găsesc pe aia maro, cam așa, astea sunt. Și cred că mai am vreo două bucăți, dar sunt mai la fundul sacoșei, da, cam așa. Vreau să-l pun pe el într-o vază mică, ca decorațiune de Crăciun. Chestia asta am găsit-o într-o cutiuță pe care am luat-o. E așa o decorațiune, cred că o pui dintr-un capăt în altul al bradului. E foarte drăguță și ea, deci chiar îmi place, adică e frumușică. După care am vreo 3 din ăștia, vreo 3 ursuleți din ăștia, așa, foarte frumoși. Unul are o ciuboțică, unul are un cadou în brațe. Moșul ăsta care se leagă în... Moșul, care se leagă într-un hamac. El e la Dubai acum. El e în Maldive plecat. Tot așa de pus în brad. Să văd unde sunt ceilalți colecționari mei. Astea sunt ale mele. I-am găsit. Stați că îmi hodorăjesc aici cutiuțele goale. Cam așa. Am 4. 4. Și vreau să-i pun acolo la intrare, unde nu ajung pisiciile. Pentru că de asta nici nu pot decora foarte mult anul ăsta, pentru că îmi distrug lucrurile. Deci mi-au distrus fulgii, se cațără peste tot, dau totul jos, deci nu mă pot descurca cu ei. Așa. Astea. Un borcan plin cu niște steluțe dintre astea, așa. Avem aici o ghirlandă, pe care tot așa vreau să o pun în brad, cred, dar o să văd eu asta. Și multe stele dintre astea de lemn, cam așa, și mai mici și mai mari. Da, fiecare donează și da, și fiecare donează și pune acolo ceea ce nu mai are nevoie, adică cum eu am dus decorațiunile alea de toamnă și așa mai departe, așa și persoana asta a adus ceea ce nu mai folosea ea. Una dintre astea
Așa, o ghirlandă, cred că tot de pus în brad, da. Că e nou nouță și mai am ceva nou, asta, ghirlanda asta alte. Și cam atât. Erau toate într-o sacoșă puse, cam așa. Așa. Niște steluțe dintre astea. Care sunt mai luate de aici? Un alt moș, ăsta e un ursuleț. Tot la fel. Tot într-un hamac stă. Este un urs. Și cam atât. Și în cutia asta au venit. Este aici un clopoțel de la o... Și niște... Mai o stea dintre asta. Mai niște steluțe mici. Așa, într-o cutie dintre asta, da. Nu contează, nu contează. Și să le ghibusesc pe toate, să încapă toate aici în vasul ăsta. Bene. Ti aggiungi? Da, immediato. Questa è l'equipa di colindatori. Plecat să colindăm. Uite! Bine că s-a blocat aici o... Trebuia să aibă așa un băț, să-l așez într-un vas, de flori, dar nu are, așa că... Adică au avut, dar mi s-a rupt înăuntru. Așa că trebuie să-l scot pe ăsta de aici, cumva. Cu o pensetă, dacă nu. Zic că încerc cu o scobitoare. Încerc să văd cum să fac asta cu o scobitoare. Bineînțeles că Berry e primul care... Poate mi s-ar rupe și scobitoarea înăuntru acolo. A reparat mașina? Da. Na, da, să se... Chiar e de papagal face asta. Erori, erori, piste erori. Lasă, bun că merge. Cam îmi poate mai trebuia să cumpăr și pompă și alte invenții de ale. Dar e bun, merge, funcționează. Trebuie să-i cumpăr anticalcar. Să-i dau curățare, știi? Dar merge. Vrei și tu să vii afară? Vrei? Băi, zbârlici. Are și cu prima ocazie afară, adică nu e asta o problemă. Merg până la magazin. Să ies un pic afară și după care... o să coborâm și aducem bradul în casă. Dau cu aspiratorul, cu mopul și
Și o să facem Radu când mă întorc. Așa că asta o să mai filmez astăzi, că facem Radu. După care o să mai vedem ce mai facem. O zis că e din zahăr. Și e bună? Nu știu, cred că e bună, nu? Dar e foarte dulce. 3,29 e Bischoff. Sau din tras, așa? E un fel de Nutella, dar albă. Cremă, medvaise, ciocolată. Domnul Nușca? Da, să încercăm. Ce nu știu. Trebuie să iau și o ouă, că n-am, că ai vreau să... Hmm? Da, nu, dar vreau asta albă să încerc. Bun. Hai pe aici, așa. Să-l încerc la cutiile astea așa mari. Aici sunt șoareci. Sau vermișori ăștia. Cu sare din aia de lămâi. Alea nu-mi plac. Nu-s buni. Uite ce faine este. Nu? Da. Altceva, nu? Dar cred că e aceeași compoziții, doar că mă refer și la ciuperci la fel. Oare? Nu spre calorice. Astea nu au, de astea... Cum s-ar? Pentru tine nu-s? Geschenk? Geschenk, da. Mergem acasă înapoi. Pune în buzunar, te rog. Mulțumesc. Nu. Ninge, da. Ioi. Bă. Nu. Băi. Da, șurubelnița. Șurubelnița. Tăi, ești murdar cu... zăpadă. Am pus mașina de spălat la loc. A reparat-o iubi pentru că tot dădea o eroare. I-am dat, am spălat-o înăuntru, adică s-a spălat. Vreau să șterg aici lateralele astea. Am șters ale de acolo. Vreau să pun o beteală, ceva decorativ acolo. Dacă nu o să arate frumos, nu o să o las, o să o iau. Nu mai pun nimic. Dacă arată frumos, o las. Vedem acum când o să o aducă. Asta e toată beteala pe care o am. Adică un sac. O să scot de aici două bucăți. Bine, momentan e așa. Are aici o vas. Copacel. Nu se pune afară. Ha?
šla. Are aceeași mărime, dar eu am ales una care mi s-a părut mie că e un pic mai mare. Sper să nu cad de aici. Mi-am adus scociu, deci asta e de aici. Vreau să o pun de aici din capăt, să atârne un pic în jos până la ghiuvetă acolo în partea din spate. O să mă dau jos și o să o prind întâi acolo. Sau poate reușesc să prindă de aici. Sau să o pun în spate, dar nu știu cum o să se vadă lumina. Nu, eu am nevoie ca lumina să se vadă un pic mai puternic în față. Că na, până la urmă. Dar o pun așa. Așa. După o să o lipesc. N-am încotro, adică na. O să o lipesc de... De asta. Trebuie să tai mai mare. O bucată de scotch mare. Să vedem. Hai. Acum e momentul adevărului. Nu că am zis. Ate așa. Bun, sper să reușesc să fac așa la tot. Aici e un pic mai ușor că pot să calc pe blat, așa că cred că o să mi ajungă, da. Asta. Opa. Dau întâi în jos. Pun aici întâi. Așa, deformă. Cam așa am pus beteala. Nu prea ține în toate locurile, că na, e puțin cam grea. Oh. Dar eu zic că arată bine. Așa am pus și aici. Să se opresc un pic lumina asta. Cam așa. Am pus așa, merge pe acolo, pop, 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 și gata. Strâng acum de aici asta și îmi așez toate lucrurile la loc, șterg blatul și mergem să facem bradul, să-l ansamblăm. Mâine o să-l împodobim. Thank you.
Da, și fain. Are mărimea perfectă, eu zic așa, nu? Da. Asta pentru un... Ultima oară nu am putut face tot. Da. Mai am video încă de atunci, iese și pe YouTube. Da? Da, dar ea nici nu-i... Poate dacă mai avea una, nu? Așa. Dacă mai avea o parte, un picuț, dacă era mai înalt, nu? Parcă așa o idee. Unde? Nu, aici, e perfect. Și cu peretele verde, așa totul să... Mâine ne ocupăm de el să-l decorăm, că trebuie să-mi aduc toate decorațiunile și alea pe care le-am făcut eu și alea care sunt globulețele și așa. Hai că te ajut și eu să disfacem acolo. Exact. Las că mai facem și mâine când punem globurile. Wow! Las așa, exact. Dacă fugi, fugi de aici. Ce frumos ai! Băbuiu, bă! Băbuiu, bă, ai talent! Da, eu mă feresc de tine și tu. Așa, pun unde are mai multe lumineță încă așa. Nu, no, e frumos așa. Da. Arată splendid. Trebuie să fie undeva, nu? Care? Care l-au unde-i montat, e pe partea mea, a fost spus. Nu, nu, nu. Sunt cutia aia, cred că sigur. Nu ne rămâne decât mâine să mai punem niște decorațiuni în el, așa că ne auzim mâine. Da, da, nu, hai, copii. Nu multe tare, dar... Aprinde becul. Speriat. Nu știi. Nu vrea, pleacă, uite. Se duce. Nu mai vrea. Plecat la apă. Hai, Berica, tu ești atletul meu. Hai, urcă sus. Cunoștință. Brado. Brado, Beri, Beri, Brado. Acum îl testează. Eu! Îl mănâncă. Pui-o, dar e de plastic. E de plastic, nu e? Pui! Beri! E de plastic. Da, testăm, testăm. Teritoriu. Teritoriu, teritoriu, teritoriu. Astăzi, mâine, cred că. Când o să mai avem mai multe când ea? Da.
Na, ne auzim în clipulețul următor, adică mâine. Bye. Cu decor reala. Bye.